Bună ziua! Mulțumată doamnă ministru, stimați invitați, astăzi inaugurăm computer tomograful. Sorry. Bună ziua, stimați oaspeți, mulțumată doamnă ministru, astăzi inaugurăm computer tomograful care a fost recent instalat în instituția noastră. Ofer cuvânt doamnă ministru. Bună ziua și îmi cer scuze pentru întârziere, nu intră în modalitatea mea de organizare, dar așa se mai întâmplă. Eu sunt foarte bucuroasă să fiu iarăși aici la Bălți și eu cred că am o mare dragoste față de acest oraș, necătând la diferite aspecte care sunt, prin a construi aici, într-adevăr, niște piloni de medicină adevărată, astfel ca și dumneavoastră, ca lucrători medicali, să puteți beneficia de satisfacția activității dumneavoastră profesionale, să aveți toate instrumentele puse la mână și să acordăm pacientului din Bălți și din toate aceste 12 raioane pe care dumneavoastră în majoritatea cazurilor le deserviți și mă refer la cazurile care vin cu complicații din raioanele Nordului Republicii, să aveți instrumente care într-adevăr să vă ajută să fiți niște medici puternici, niște profesioniști. Evenimentul de astăzi este face parte dintr-un set de evenimente publice pe care o să le demarăm în dependență cum o să vină deci, deschiderea, lansarea în diferite raioane. În total, Ministerul Sănătății a procurat sau a primit din donații 12 tomografii computerizate și asta înseamnă fortificarea extraordinar de bună, calitativă a sistemului de sănătate și a instituțiilor medicale cu aceste echipamente care sunt astăzi indispensabile în lumea civilizată și în medicina dezvoltată. Cunoașteți foarte bine, în special medicii, că în foarte multe protocoale clinice, tomografia computerizată este un punct de decizie, aș zice, un pod de trecere de la un diagnostic la altul și fără el nu mai suntem atât de puternici. Noi deja am ieșit din era, din epoca doar a fonendoscopului. Eu totdeauna glumesc că tomograful computerizat a devenit un fonendoscop foarte modern. Și dumneavoastră sunteți primii care lansați acest tomograf. El este parte, în primul rând, din rețeaua de tomografii pe care le punem în slujba, în serviciu acestor centre primare de AVC, în legătură cu conferința de presă pe care am avut la Ministerul Sănătății și am anunțat că ne dorim o luptă crâncenă cu toate accidentele cerebrovasculare în Republica Moldova, care sunt o epidemie și, de fapt, cosesc populația țării. Și o să vă dau doar câteva statistici. La o oră și jumătate are loc un accident cerebrovascular, iar la o oră un cetățean a Republicii Moldova decedează. Deci undeva într-o familie este o tragedie. Accidentul cerebrovascular a întinerit. Totodată o treime decedează din toate cazurile înregistrate în perioada foarte acută apropiată debutului bolii. O altă treime decedează pe parcursul primului an de la debutul bolii, un procent foarte mare, 60% face sechele care rămân în linii generale pe viață și doar un procent foarte mic care au niște sechele mai ușoare se pot întoarce la o activitate profesională. După cum spuneam, AVC a întinerit, undeva sub 70% sunt în vârstă aptă de muncă și trebuie să facem ceva cu o boală cronică. O să avem în primul rând un 6 tomografii deci computerizate și o să vă spun, mâine mergem la Căușeni, acolo este din alte resurse procurat și cunoașteți cei care ați fost implicați mai mulți că lansarea unui tomograf este o procedură mai lungă, aceasta înseamnă inclusiv reparația spațiului, iar la reparația spațiului ne-am confruntat cu probleme mari pe toată țara, fiindcă a necesitat să schimbăm, în special în spitalele raionale, să schimbăm toată rețeaua electrică, deoarece asta punea sub pericol întreg echipamentul, să aducem transformatorul din oraș, să-l instalăm acolo aproape. Aceasta a indus cheltuieli de la 1 la 2 milioane de lei pentru spital. Trebuia și acești bani să identificăm. Și o să le deschidem, o să le lansăm, de fapt, gradual,
următorul va fi hâncești și așa mai departe. Deci dumneavoastră sunteți primii, o să începem să testăm aici cum lucrează, o să începem să testăm cum lucrează în regim de telemedicină atunci când nu aveți noaptea echipa suficient de completă, aș zice, de medici și personal medical, ca să poată preia Institutul de Medicină Urgență peliculele dumneavoastră și să poată să vină de asemenea cu concluzii, cu sfaturi. Aceasta va aduce calitatea actului medical și consultațiile de nivel mai superior, cât mai aproape de cetățean. Ne dorim să nu mai meargă la Chișinău pentru fiecare investigație, ne dorim să nu mai meargă să plătească pentru aceste investigații, toate vor fi acoperite din fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală. Un tomograf computerizat care va lucra pentru serviciile centrului de AVC, nu îl veți folosi doar cu acest scop, el va fi la mâna dumneavoastră în orice caz, orice alt caz de maladii în care dumneavoastră considerați oportun ca pacientul să treacă această investigație. Este vorba inclusiv de patologie oncologică, este vorba de multe alte patologii neurologice, cardiologice. Eu vreau să vă felicit pe dumneavoastră că sunteți primii în această rețea mare pe care o să o lansăm. Și doar o să anunț care sunt și celelalte tomografii procurate din diferite resurse, cu diferită capacitate, începând cu 64 de slides, după aceasta 80, avem și 256, care este pentru cardiologie și cel mai puternic este la centru comprehensiv și este la Institutul de Medicină Urgență, care este 320. Deci o să avem în Căușeni, o să avem în Hâncești, Florești, Iedineț, Soroca, Comrat, Institutul de Cardiologie, Institutul de Oncologie, în care acest tomograf trebuia să fie de foarte, foarte mulți ani. Un oncolog fără un tomograf este ca fără de mâini și fără de ochi, deoarece fiecare patologie care este deja monitorizată și se află în tratament, conform protocoalelor, trebuie să fie monitorizată ca medic-oncolog să vadă ce se întâmplă cu această tumoare, creșterea ei și care sunt tacticile de tratament mai departe. De asemenea, Spitalul de Copii Municipal Valentin Ignatenko și Spitalul Municipal Gheorghe Palade. După cum vedeți, este un număr destul de impunător. Eu mă bucur, aceasta va pune o presiune pozitivă asupra sistemului de sănătate și îl va ridica la un alt nivel, deoarece echiparea instituțiilor medicale cu echipamente performante înseamnă o altă calitate a serviciilor medicale și înseamnă satisfacția dumneavoastră, mai repet încă o dată, ca lucrător medical și satisfacția pacientului, deoarece aceasta, în primul rând, va scădea rândurile de așteptare, deci nemulțumirea oamenilor, dar și calitatea actului medical. Eu vă felicit și dacă acestea le-am spus pe toate, eu vă invit să vedeți cum arată această frumusețe și cum ea va fi pusă în slujba oamenilor. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumim, doamna ministru. Vreau să vă spun că nu numai pentru tomografie computerizată, avem mai multe proiecte deja finisate la Bălți. La fel sunt și pereții secției de internare sau departamentului de primiri urgențe. La fel este și secția de terapie intensivă, o secție a blocului pediatric, mamografia și multe alte lucruri frumoase care s-au schimbat odată ce a venit domnul ministru să ne ajute. Domnul ministru, încă o dată vă mulțumim și sperăm că vom colabora la fel de frumos și în continuare. Și vă invităm să vedeți bijuteria care este instalată la noi. Da, dacă să acest subiect, eu vreau să spun că, într-adevăr, veți avea o bijuterie, aceasta se numește Unitatea de Primire Urgente. Eu aș putea să vă spun istoria care, de fapt, ține mai mult de CNA. De ce astăzi noi nu lansăm și acest UPU? E o istorie foarte tristă, care, de fapt, a avut loc aici, în spitalul dumneavoastră. Eu doar vreau să corectez și cumva să întorc această filă. Dacă alte organe vor fi interesate, vor veni și vor să facă arheologic. Dar iată acest tupu care îl vedeți arată destul de bine așa cum este peste hotare. Va fi gata în prima jumătate a anului următor.
deoarece noi trebuie acum să continuăm cu a doua jumătate. Din păcate, a putut fi reconstruită doar zona roșie a unui UPU, iar un UPU adevărat nu poate să existe fără toate celelalte zone și el va fi neapărat, îl veți avea, deoarece banii au fost identificați, procedurile le-am trecut și o să proceadă la reparații. Da, e în procesul de achiziții și sper eu să ajungem în luna martie undeva să avem gata și această bijuterie care o să vă facă viața mai ușoară, în special pentru personalul medical. Și vreau să vă spun că am discutat cu colectivul de la Institutul de Medicină Urgență, cu mulți medici care sunt în UPU și, într-adevăr, ei spuneau că au o senzație că lucrează ca în filme artistice, deci cu toate echipamentele la îndemână, cu toate zonele, cu condiții extraordinare și veți avea și dumneavoastră o așa secție care eu cred că bălțenii și nordul Moldovei o vor aprecia, fiindcă toți cetățenii merită într-adevăr o asistență medicală de înaltă calitate. Și vă invit să vedeți ce echipamente o să utilizeze medicii aici în Bălți pentru prima dată într-o instituție publică, într-o instituție de stat. Și vreau să menționați că toate aceste schimbări au avut loc doar într-un singur an. Da. Într-un singur an. A început construcția anul acesta și tot anul acesta e finisată. Specialiști care să vină în Bălți, în Raioane, acolo unde vor exista condiții, poate în unele cazuri chiar mai bune și decât în Chișinău. Și acesta e foarte important, să avem mai mulți medici tineri, să există acest schimb natural a generațiilor. Și asta cred că ne dorim absolut cu toții și să ne rămână copiii acasă. Acest aparat va scurta timpul până noi vom putea pune un diagnostic adevărat și definitiv, nu un diagnostic prezumptiv. Acest aparat va ajuta, în primul rând, tot profilul chirurgical. Mă refer la neurochirurgie, traumatologie, chirurgie generală, pentru a pune un diagnostic prompt și exact. La fel, ne va scuti pe noi de multe alte cheltuieli de transport și transfer a resurselor financiare către alte instituții private. Vă mulțumim! Și eu vă felicit, în special echipa care o să lucrez aici. Eu mi-aduc aminte când am adus mamograful anul trecut, noi discutam cu echipa și atunci părea ceva, un vis, ce se va întâmpla ulterior, dar eu m-am convins că atunci când îți dorești din tot sufletul ceva și te pui străduință, orice se poate te rezolva. Și mulțumim foarte mult, de asemenea, nu în cazul de față, dar cu multe alte echipamente, avem susținerea partenerilor internaționali, deci delegația europeană, guvernele Statelor Unite, Japoniei și multor altor țări care ne-au venit în ajutor, în special și pentru faptul că am fost foarte deschiși
în atitudinea noastră față de refugiații din Ucraina, sistemul nostru de sănătate i-a primit, i-a tratat pe toți gratuit. Acest tomograf, în cazul dumneavoastră, este procurat din resursele bugetare, dintr-un proiect care a fost luat inițial de guvernările trecute pentru COVID. Și noi am considerat oportun să discutăm și să nu procurăm vaccin, dar să aducem vaccinul din donații, iar din banii care erau planificați pentru vaccin, să procurăm tomografii. Astfel, până la urmă, aceștia sunt banii pe care o să plătească cetățenii țării, dar eu cred că cetățenii sunt de acord să plătească ceva în creditare atunci când ei știu pentru ce și beneficiază de aceste servicii calitative. Și inclusiv toată reparația aici. Reparația a costat de extraordinar mult. Este 1 milion de euro. Tot, absolut. Așa că... Etajul întâi. Da, mulțumim. Și eu vă mulțumesc tuturor. Special personalul medical, vă mulțumesc pentru abnegație, dedicație. Munca dumneavoastră este într-adevăr foarte grea. De multe ori oamenii nu înțeleg de alte profesii ce înseamnă să fii medic, să fii asistent medical. Eu vă mulțumesc și vă rog foarte mult să fiți atenți cu pacienții, fiindcă ei sunt ai noștri. Așa, cu toate aspectele uneori care sunt induse de boală, trebuie să avem răbdare, corectitudinea și profesionalismul pe care îl așteaptă oamenii de la noi. Și o zi bună tuturor! Și toți se întrebau cum s-a întâmplat, la radiografie nu a fost foarte evident. Și aceasta, de fapt, a fost caracteristica COVID-ului și în toate țările nu a fost o problemă atât de mare, deoarece acolo tomograful intră în echipamentul pe care îl deține oricare spital mai măricel, să spunem așa. Și am considerat, în primul rând, având acest proiect care se numește Răspuns de urgență la COVID-19, care a corespuns cu ideea noastră de a procura aceste tomografe, doar trebuie să discutăm cu finanțatorii ca să schimbăm scopul. A durat câteva luni, am primit aceste aprobări, am primit și finanțări suplimentare, am mers în Parlament și mai departe au urmat proceduri lungi de achiziții, și mai lungi proceduri de reparații. Sincer să vă spun, nu am estimat că va fi foarte complicat să instalăm aceste tomografii. Situația în toate spitalele, special raionale, a fost mult mai proastă decât am estimat-o noi inițial și ne-am primit resurse mult mai mari. Astfel ne-am pomenit că echipamentele au fost aduse în țară, iar noi nu eram gata cu spațiile, care ne-au luat mai mult timp. Inclusiv și cu reparația spațiilor a trebuit să trecem, deoarece erau sume mari prin toate procedurile deschise de licitație, de tender. Și asta am făcut-o cu răbdare și ne bucurăm foarte mult. Acum va urma o perioadă de testare, deci ei vor lua pacienți, dar nu o să lucrăm în deplină funcțiune, deoarece trebuie să testăm absolut tot cum lucrează, care sunt momentele de implicare a Chișinăului atunci când nu există, de exemplu, noaptea sau unele gărzi personal, fiindcă aceste echipamente trebuie să lucreze 7 zile din săptămână și 24 de ore din 24. Atunci când vine pacientul de urgență în spital, el trebuie să intervină ca un ajutor diagnostic al medicilor și noi trebuie să, într-adevăr, bălțiu o să ne ajute foarte mult, fiindcă o să testăm toate clătitele care nu o să meargă bine și o să ne fie mai ușor deja la lansarea celor raionale. Dacă e să vorbim despre centrul primar AVC, vreau să ne spuneți dacă la momentul de față, pentru că urmează să se deschidă în mai multe localități din Moldova, avem suficient specialiști, pentru că asta de fapt este problema. Deci nu avem, eu o să vă spun sincer, nu avem în fiecare raion.
Și dacă avem medic, nu avem tehnician, dacă avem tehnician, nu avem medic, este o problemă. În primul rând, noi avem, de aia și am lansat zilele trecute această conferință și am semnat acest ordin acum, deoarece va urma o perioadă de pregătire. Aceasta înseamnă, toată săptămâna aceasta avem experți care au venit de peste hotare prin, cu ajutorul Organizației Mondiale a Sănătății, anume în AVC, care ne fac o expertiză cum mergem și dacă totul este pus într-adevăr corect. Noi am avut o expertiză și inițial, dar vrem să vedem la fiecare pas. Totodată acum am început o instruire foarte mare cu Universitatea de Medicină, absolut pe toate specialitățile, toți acești medici care vor lucra. Chiar dacă, de exemplu, în Florești, în Soroca, încă nu a fost lansat, acolo sunt în proces lucrările de instalare a tomografilor, deși ele toate au ajuns în spitale, toate sunt pe teritoriile spitalelor. O să avem instruirea tuturor acestor medici, medici imagiști, medici neurologi, medici reanimatologi, tot ce ține de AVC. Și de asemenea, o să testăm și o să includem elementele de telemedicină. Noi o să venim și cu specificări și cu schimbări și inițiative legislative ca să schimbăm și în legislație, ca să facem totul legal. Atunci când seara, de exemplu, aici va fi doar tehnicianul la bălți, el va executa tomografia și va trimite imediat la Chișinău, acolo totdeauna la Institutul de Urgență sunt brigăzi complete cu toți medicii, care vor citi în acest centru comprehensiv de la Institutul de Medicină Urgență, vor citi deci filmul și vor veni cu concluzia ce trebuie să facă, să includă tromboliza, să nu piardă timp când nu este un pacient pentru tromboliză, să-l transfere la Chișinău la următorul nivel, sau să facă alte lucruri, dacă este vorba nu de AVC, dar de o altă traumă sau, mai știu, o altă complicație sau alt proces. Mulțumesc! Da, cu drag!